Bună, dragi prieteni, și bine v-am regăsit și în această zi cu un vlog nou. Astăzi este luni, cred că 20 iunie, și m-am gândit să filmez o zi din viața noastră. Lunia este una din zilele mele preferate, dacă nu cea mai preferată, pentru că am foarte mult de lucru și se adună foarte multă dezordine după weekend. Facem școală, apropo este ora 1 și aproape și un sfert. La ora 1:30 trebuie să fiu cu copiii la pian. Ei au băgat tare astăzi și au făcut școală multă și mergem la pian acum, după care mai vom veni acasă și ne vom continua treaba. Băieții trebuie să taie iarba afară, în curte și în fața casei și în spatele casei, pentru că s-a adunat foarte multă iarbă după atâta ploaie, a crescut ca în junglă. Și vreau să merg să-mi culeg și eu, să adun și eu iarba din grădina mea, mica mea grădină, pentru că anul ăsta am o grădină mică, pentru că tatăl meu nu este aici să se ocupe de ea. Și cam asta o să facem noi astăzi. Dar așa ca și eu, o recapitulare, am făcut școală, nu am reușit să gătesc nimic încă. Mergem la pian, fac ceva de mâncare și apoi mergem în grădină, în spatele grădinii și în față, pentru că este o vreme superbă. Nu este soare, este norat, însă este cald. Mai bine de lucrat în grădină, pentru că nu te arde soarele. Se pare că vine vara și la noi în sfârșit, așa încet, dar sigur. Însă vrem să vă luăm cu noi astăzi, în ziua noastră de luni. Mă bucur foarte mult că sunteți aici cu noi și astăzi și sper să vă priască. Merg acum la pian și ne vedem mai târziu. Ca să vă faceți o idee cam cum arată iarba la noi în spatele casei. Deci când vreau să merg acolo la grădină să-mi iud plantele, nu reușesc, trebuie să fac pași înalți ca să pot să calc în jungla aia. Însă Giașa se va ocupa de ea astăzi, după ce termină școala și pianul. Și eu mă voi ocupa de grădină. Poate să fac așa un tur mic, însă sincer mi-e rușine pentru că am foarte puține lucruri. Adevărul este că nu este vina mea, este vina ploii, este vina vremii, pentru că de aceea nu au crescut și eu n-am avut nicio dorință să plantez, însă vreau să mai plantez acolo sub măr niște usturoi și ceapă, dar vom ajunge și acolo. Am ajuns, ok, i-am lăsat pe băieți la pian și am timp cam, de la 1:30 până la 2:45. Prima dată face Zion, după care face Joshua și Zion face jumate de oră, Joshua face 45 de minute și sunt cu Salo, după cum vedeți. Suntem doar noi două și îmi place foarte mult să vin cu ea. Nu întotdeauna îmi place, dar de multe ori îmi place să vin cu ea, pentru că se comportă diferit decât atunci când suntem toți. Se deschide foarte mult, se uită pe geam și spune: wow, uite mama ce flori frumoase, uite ce frumoasă e casa aia. Și eu te iubesc foarte mult și mă bucur foarte mult că am venit cu tine. Și îmi place că se deschide față de mine și abia aștept ca cu trecerea anilor să am tot mai multe momente de genul acesta, să merg cu ea la cumpărături, să ieșim împreună, să ne plimbăm. Așa e, Salo? Și ne gândeam acum unde să mergem, unde am putea să mergem, pentru că avem diferite opțiuni. Nu vrem să ne îndepărtăm prea mult de locul cu pricina, unde sunt copiii, unde sunt băieții. Hai să opresc mașina, că n-are sens să consum gaz aiurea, mai ales acum. Am vrut să mergem până la Casco, însă ne-am răzgândit, pentru că s-ar putea să prind trafic. Apoi ea a venit cu ideea să mergem la cumpărături de rochițe. Nu avem nevoie de așa ceva. Și atunci ne-am gândit să venim până la un magazin rusesc, la care nu reușesc să vin întotdeauna, pentru că nu este în orașul unde locuiesc eu. Mama, pentru că este mai departe de unde locuiesc eu. Ok. Ai fi papucii mei fine. Da, Salo a trecut prin cutia de papucei și a găsit niște sândăluțe de anul trecut. Ți-s bune? Uh-huh. Nu te strâng? Nu. Foarte faine. Am venit aici pentru că îmi caut vegeta, nu mai am vegeta. Din aceea gustul, cum îi spune, aia galbenă din România, pe care am primit-o de anul trecut de la mama mea. Gustul, secretul gustului sau ceva de genul. Și țin minte că au avut-o aici. Însă nu am cumpărat pentru că am avut,
Și am fost săptămâna trecută tot când au fost băieții la pian și nu au avut. Am întrebat, dar nu știa despre ce vorbesc. Și am venit acum să vedem dacă au, dacă au adus. Și au niște cârnăciori foarte, foarte subțiri. Cabanos, așa spune că sunt cabanoși sau cabanos, dar nu știu dacă sunt cabanos, pentru că sunt foarte subțiri și uscați. Și îmi plac foarte mult și am luat săptămâna trecută și vrem să mai luăm o tură, pentru că sunt buni. Ok, hai să mergem. Ne-am întors. Am niște dureri de spate îngrozitoare. Partea de jos a spatelui mă rupe și nu pot să stau dreaptă. Și mai ales când umblu când mă plec așa, nu știu de la ce. În fine, ne-am întors. Deschid un pic geamul pentru că e foarte cald. Și mie mă prea cald. Și ție ți-e cald? Nu. Vreau să vă arăt ce am cumpărat. Pentru că am găsit niște produse interesante. Pe care nu le-am mai încercat până acum. Ai cumpărat o bomboană, Saloș a cumpărat o bomboană, o ciocolățică. Și am cumpărat, am găsit acel cabanos uscat, le spun ei. Ok. E ok așa? Okay. Spatele ăsta mă rupe. Ok, am găsit niște adevărați covrigei de Buzău. Nu, nu sunt, nu sunt spicy. Deci, eu n-am mai văzut până acum în America, nici la magazinul rusesc la care mergem acolo la mine în zonă, nu am găsit până acum așa ceva. Am găsit două feluri, am găsit covrigei cu adevărații covrigi de Buzău cu susan, mac și sare. Sunt foarte entuziasmată să încerc, pentru că nu am gustat așa ceva de când sunt în America. Am găsit și pe cei original, cred că, doar cu sare. Ok, deci astea sunt doar cu sare. Și am luat inițial doar cu sare, am luat două pungi cu sare și apoi am văzut pe ăștia la alții, am luat. Apoi, tot ceva, deci am luat mai produse românești, cred, aproape. Mandy Foods, nu știu dacă l-ați mai văzut până acum. Nu știu dacă este o firmă românească sau nu, însă am găsit pateu vegetal, original. Inițial am vrut să iau cu... Ok, am găsit cu ciuperci, cred că l-am pus jos. Da, am vrut să-l pun jos pe ăsta original și l-am pus pe cel cu ciuperci. Deci erau cu ciuperci, ăsta e originalul, și era și cu ardei gras. L-am luat și pe ăsta, îmi pare rău că nu l-am luat pe cel cu ciuperci. De acela eram cea mai entuziasmată, însă dacă o să-mi placă, măcar unul din astea două mă întorc după celălalt. Nu sunt ingrediente super curate, însă vreau să-l încerc pentru că este românesc. Nu am găsit gustul, secretul gustului vegetal pe care o folosesc eu de obicei și care îmi place cel mai mult, însă am găsit un alt brand. Delicat, cred că îi spune, de legume și tot același brand și cu gust de găină. Sunt curioasă pentru că l-am mai încercat până acum. Produs în România, când am văzut produs în România direct în coș. Și ca și mezeluri am luat cârnațul acela la care îi spune că este cabanos uscat, pentru că data trecută ne-am bătut pentru el. Așa arată. Foarte bun. Cam asta am luat eu de la magazinul rusesc. Este timpul să plec, dar nu înainte de a încerca cu BJ. Mor de curiozitate. Nu cred că sunt chiar atât de proaspeți. Au un miros interesant. Sunt un pic cam uscați. Ok. Cum e? Bun. E bun? Încercăm și asta? Pare mult mai proaspăt și nu e uscat, e chiar mai bun, place mai mult. Atât uscat nu mă place. Îți place ăla care l-ai acum? Chiar asta. Aha, ok. Mă bucur că le-am găsit. Mi-am pus asta pe cap pentru că părul meu nu este curat și nu stă nici cum și încerc să-l tot mut dintr-o parte în alta, poate m-am dat cu șampon uscat, însă nu stă cum îmi place mie și de aceea îmi pun asta pe cap. Ok, mergem la băieți și ne vedem mai târziu. Pa, pa, mama.
Oh my goodness, thank you so much. Numai nu am cu ce s-o țin. Poți să pui acolo pe masă? Poți să deschizi și la mamica? Thank you. Dar unde mergeți voi? Alcai. La Alcai. Mama, mama udă florile și copiii se pregătesc să plece cu Mircea. La Alcai. La Alcai Beach. Dacă vrei, Floria, acolo te pun. Mă, e prea cald. E prea cald afară? Da, e frumos în sfârșit. Thank you, iubita. Faceți s'mores? Ce înseamnă aia? Hai să-mi arăți. Wow! Very nice. Marshmallow cu ciocolată și cu pâine. Mama, tu mai dai ouă și eu le pun aici, ok? Ok. Este ora 6:25. Mama, hai să mai dau și eu le pun aici. Ok, dar să nu le spargi, ok? Și Mircea cu copiii se pregătesc. Salom! Ok, hai să punem asta. Can. Hai să punem asta aici, bine? Like this? Mhm, like that. Pui unul câte unul și ești atentă să nu dai cu ele pe jos, ok? Da, tat, cineva trebuie să le ține. Trebuie toate să le pune. Ok, poți să numeri câte ouă aveți? Stai, câte ouă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Good job. Ok, închide bine, închide bine, bine, bine. Deci casa rămâne dezastru, dar copiii și cu Mircea, sau Mircea și copiii vor să meargă la Alcai Beach, o zonă frumoasă de aici din împrejurimi, care este foarte turistică, dar unde nu au fost de foarte mult timp și vor să-și facă acolo foc, să mănânce, să-și facă cu... Au văzut ei o rețetă pe internet la cineva care face genul acesta de lucruri și m-au rugat să tai ceapă, ardei, să le dau ouă și carne măcinată. O să vedeți voi ce o să-și facă, pentru că or să filmeze. Este ora 7:30 și în sfârșit au reușit să plece trupa. Din cauza că această ieșire nu a fost plănuită, nu am plănuit-o măcar de azi dimineață, nu am știut cum va fi vremea, sigur. Suntem încă în șoc pentru că cu vremea. Pentru că nu știm sigur o să plouă sau chiar o să fie cald astăzi. Se pare că a fost cald și este încă cald. Așa că Mircea a scos puțin. Voi încheia vlogul aici. Și deși trebuia să vă mai spun ceva și nu îmi amintesc. Ce voiam să vă spun oare? Mi-am tăiat unghiile scurt pentru că nu le mai suport lungi. Dar nu asta am vrut să vă spun. Rămâne încă să vedeți ce face Mircea cu copiii la Alcai Beach, să vedeți cum petrec ei timpul, sper să filmeze și ce mănâncă și cu bicicletele, merg cu bicicletele puțin. Este superb afară și va fi toată săptămâna, cu excepția zilei de miercuri, azi este luni, cred că v-am mai spus. Da, sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, pentru că am observat că sunt foarte multe persoane care se uită la canalul nostru, însă nu sunt abonați. Așa că vreau să vă abonați, dacă și așa vă uitați, abonați-vă. Mai lăsați-ne și câte un comentariu pe aici și acolo și sper să ne vedem cu un alt vlog. Însă nu înainte de a vedea cum petrece Mircea cu copiii seara. Face mâncarea? Îmi place foame? Mâncare. Și îmi place de fac mâncare. Ok, hai să încercăm să facem mâncare.
Că? Chiar te pricepi. Vreau? Vrei și tu? Ia, punem două cazanioane. Două ca și lasagne, hai spun și ție două. Un pic mai jos, alo? Așa, mai jos. Dai și mie jumătate? Păi, nu folosește. Oh, deci nu-l dai, nu? Da. Tata! Eu te dau unul. Eu te dau unul de la mine. Ok, bine. Oh, îl văd, ok. Ciocolată, repede, deschide ciocolata. Uite aici, pune-ți-l aici dacă vrei. Așa. De altul. Good. Pici pe jos, așa de buni. Uite și alu salu e aproape gata. Și atât e galben. E gata meu. Mai un pic, hai să-l punem mai aproape. Ok, salu, și atât e gata. Uite aici, l-am scos. Tot, începe de sus, așa. Tot. Perfect. Here we go. Ce avem aici? Ground beef. Ground beef. Ia să vedem ce ai făcut aici. Ce bine arată. Salut. Thank you. E ca Messi. Cine e Messi?
foc. Vrei geaca? Hai să-ți dau geaca, uite-am aici o geaca. Stai aici lângă foc, uite, stai aici, să te încălzești. Nu vrei? Vrei geaca? Here we go. Tu bagă mânuță. Ia-ți mică ceabă. Ți-ai spălat mânuțele? Nu. Ce-ai zis? Oh, ce fain arată Zain. Gata? Bucătarul tatu mai trebuie? Un minut. Mai un minut? Trebuie de ceagă? Nu trebuie, pot rup eu. De ceagă. Da, cred că e dacă fac asta. Vrei un pic mai multă sare? Ha, de ce-am făcut ăla? What? De ce-am făcut ăla? Nu. Am mers cu skateboardul așa, s-a oprit, l-a dat în umeni, l-a ferit peste, am murit peste bancă și nu pot iară pe el. Spune-ne, Joshua, e bun? E, foarte bun. De unde e la rețeta? De la Outdoor Boys. Ok. Vrei să fugi? Ok, hai să fugim. Dă mânuță, Sally. Nu, no, fugi. Nu vrei? Vreau. Vrea. Vrei? Yeah. Da. Da, vrea să altă fugim. Nu are papuci. N-are papuci, că-i splin cu nisip. Eu vreau să fug. Știu eu că vrei să fugi. Acum o să dorm pe mașină până acasă?